Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. O ediție specială în această seară, o ediție specială dedicată unui scandal care părea să fie național la început și a devenit peste noapte internațional. Fiica cea mică a regelui romilor, Florin Ceabă, Ana Maria, s-a căsătorit sâmbătă cu Birița Mihai, fiul unui rom din Sibiu. Fata are 13 ani, iar soțul ei 17 ani, căsătoria fiind oficiată numai religios în cultul penticostal. Nunta acesteia a stârnit critici din partea raportorului Uniunii Europene pentru România, baroana Emma Nicholson, care cere ca fata să fie scoasă de urgență de lângă cel pe care a luat de soț. Sigur, declarațiile pe marginea acest subiect au fost nenumărate, declarații în care s-au implicat inclusiv declarații făcute inclusiv de primul ministru al României. O ediție specială, spuneam, și pentru asta am invitat în studioul nostru pe Ana Maria Ceabă, fiica regelui Ceabă, cea care a fost mireasă la sfârșitul săptămânii trecute, pe domnul Florin Ceabă, regele romilor, pe Mihai Biriță, ginerele regelui Ceabă și soțul Anei Maria Ceabă. La fel, în studioul nostru se află domnul Mihai Mihai, tatăl mirelui, tatăl băiatului, cum ar veni, sau socul mare, dacă vreți. La fel, în studioul nostru se află Mircea Dinescu. Ca musca în lapte, trebuie să spui. Nu ca musca da. În lapte, pentru că o să vedeți că nu e deloc așa. Da. Bun, domnule Ceabă, v-ați trezit dintr-o dată în mijlocul unui scandal internațional, aș putea spune. A fost nunta, toate bune și frumoase, cu acel moment când mireasa ar fi fugit din biserică și dintr-o dată în acest scandal. Spuneți-mi, de ce a fugit mireasa din biserică? Prima întrebare, ca să vedem, să lămurim acest lucru. Deci, în primul rând, deci a plecat mireasa pentru... A plecat pentru un singur fapt, nu că a fugit din biserică așa cum se vehiculează în presă, nu că n-a vrut să se căsătorească și dânsa a fost de acord ca să se căsătorească, dar... Fiind toată ziua adusă în stânga, în dreapta, deci la fotograf, am mers pe jos tot centrul orașului. Vă dați seama că pentru ea a fost foarte obositor, având și o rochie foarte grea pe care a plimbat-o toată ziua. A vrut să meargă până la baie, ne-a spus că merge până la baie, noi nu am începusem încă slujba, s-a ridicat de pe scaun și s-a dus la baie. Atunci, imediat, ziariștii care căutau cu tot din adinsul senzaționalul, pentru că nunta era totul perfect, nu era nicio fisură, totul era pregătit și pentru ei nu era o știre. Și atunci au fugit după mireasă, crezând că mireasa a fugit cu deasel, a fugit ca să nu să participe la această căsătorie. Uh-huh. Desigur că nu poate fi vorba de o căsătorie oficială, deci este o căsătorie în limitele tradiționale ale noastre, pentru că nu a fost oficiată la starea civilă. Deci nu contravine legile statului român, pentru că nu se putea să mergem la starea civilă, pentru că nu avea anii care trebuia. Dar sigur, totuși este o căsătorie pe care noi, tradiția noastră a romilor, o avem de sute de ani. Deci, de altfel și vârsta pentru căsătorie este între 13 și 15 ani la copiii noștri. Chiar și eu m-am căsătorit la o vârstă atât de fragedă. Am avut, soția mea a avut 13 ani, am avut 14 ani. Mi-am însurat încă 3 copii. Este un obicei care se practică de atâția ani de zile și care nu contravine cu nimic, zic eu, legilor statului român. Ce pot să zic despre acest scandal, așa cum a spus și dumneavoastră, că ne-am trezit într-un scandal... Bine, scandalul a fost declanșat din momentul în care baroana Emma Nicholson a declarat că această căsătorie a fost un viol. Sigur. Deci tot respectul pentru doamna Nicholson și tot respectul pentru ceea ce face pentru România. Și cred că trebuie să-i mulțumim pentru acest lucru. Dar, în cazul de față, cred că dânsa a fost dezinformat. Deci, dânsa s-a luat chiar după, numai și numai după ceea ce a scris ziarele. Deci, ziarele, sigur că au... toate ziarele care au apărut, dacă vedeți și încercați să citiți articolele, niciun articol nu coincid. Fiecare a declarat ce a zis, ce a vrut el, fiecare a declarat, parcă unii dintre ei n-au fost la nuntă. Fiecare a zis de 600 de sticle de whisky, altul a zis de 80 de porci.
Bine. Asta nici nu contează, până la urmă, că problema nu era câte sticle de whisky sau dar, sau idee, cât sport sau idee, ca să vă dați seama cât de dezinformat, au dezinformat opinia publică, dar faptul cum a fost prezentată acțiunea care s-a întâmplat la biserică, că fica mea, Ana Maria, ar fi fugit, că eu m-am dus după ea și am bătut-o și am adus-o înapoi. Deci nici vorba de așa ceva. Sigur. Adică sunt cei doi copii aici, am văzut că au emoții și probabil că sunt pentru prima dată într-un studio de televiziune. O rog pe Ana Maria să povestească din punctul ei de vedere ceea ce s-a întâmplat, fără emoții, fără nimic. Ana Maria. Adevărul este că ziariștii au întrebat la greșit. Deci am zis că mi-era foarte greu să răspund rochea aceea, deoarece era grea. Și am mers la verișoara mea ca să mai aranjez puțin rochea, să mă duc la toaletă. Toți atunci au venit după mine, crezând că am fugit de la nuntă, ceea ce nu era adevărat. Am înțeles. Și singura ai consimțit să te căsătorești, să participi, să fii mireasă și să-l iei pe Mihai Biriță de soț, parcă oficiezi la starea civilă, pentru că nu vreau și ne simtă de nimeni. Cum s-a întâmplat? Păi, eu și Biriță ne cunoaștem de 7 ani de zile, deci am fost împreună la școală și foarte bun prieten. Părinții noștri, văzând că noi ne înțelegem așa bine, au hotărât să unească cât mai mult relația aceasta între noi. Când v-ați logodit? Acum 5 ani. Deci la ce vârstă? Eu la 12 ani. 12 și tu aveai? 8 ani. Da, te rog, povestește mai departe. Deci a fost întâi o apropiere între voi, fără să vă forțeze într-un fel sau altul părinții? Nu. Da. Pentru că am auzit și varianta asta, copiii romilor, copiii țiganilor sunt sclavi pentru că în momentul în care se nasc, deja căsătoria este aranjată și așa mai departe. Practic, nunta a venit în continuarea prieteniei tale cu Birița. Exact. Așa, mai departe. Și când ați hotărât să vă căsătoriți? Sau au hotărât părinții și voi ați fost de acord? Cum s-a întâmplat? Părinții, iar noi am fost de acord. Uh-huh. Birița? Spune, din punctul tău de vedere, cum s-a întâmplat. Și dacă ți se pare normal, dacă ești pregătit pentru pasul ăsta în viață. Da, am fost foarte pregătit când m-am gândit la ceea ce fac și am fost de acord eu cu părinții și părinții Ana Mariei și așa ne-am hotărât să mă însor cu Ana Maria. Uh-huh. Dumneavoastră sunteți tatăl băiatului. Tatăl băiatului, da. Ați aranjat cu domnul Ceabă dinainte această căsătorie? Când? Sau din momentul în care s-a aranjat, Logona era aproape fără de neevitat căsătoria care a avut loc acum. Nu, deci în urma cu 5 ani când a fost Logona, a fost stabilit ca să fie 5 ani de zile de așteptare până ca să poată să acomodeze și copiii. Copiii au avut timp, dacă în cazul că nu se înțelegeau, putea să rupă Logona. Ei au fost de acord ca să fie căsătoria în continuare. Se întâmplă, ați auzit de cazuri de astea între familii care se respectă. Se respectă, dar bineînțeles. Bine, nu excludem însă, e o realitate, nu excludem că sunt drame sentimentale la mijloc, că de multe ori te obișnuiești cu un băiat ca și cu un frate și dintr-o dată te trezești că trebuie să-i devii soț. S-ar putea să fie și cazul de genul acesta, dar dacă copiii au hotărât să meargă pe drumul acesta, noi n-am mai putut să spunem nu. Nu, ar trebui totuși să vorbim păcinsită de tradiția din etnia dumneavoastră, care are la bază și problemele de avere. E o realitate asta și trebuie să o spuneți după părerea mea. Sigur, deci aici se cumpănește fiecare... Este, deci se poate vorbi și de problema asta, pentru că, într-adevăr, deci există și diferența asta de clase. Și, deci, bineînțeles că eu nu pot să-mi dau fata la un om care e mai slab, mai sărac, să zicem, deci tot la același nivel cu noi, dar sigur că părinții întotdeauna aleg și nu părinții, pentru că care părinte vrea răul copilului. Sigur că noi, dacă nu ne plăcea de familia respectivă și de băiat și invers, sigur că nu încercam să ne apropiem de această familie. Dar cum s-a întâmplat? Pentru că Ana Maria avea 8 ani atunci, iar
Biriță, câți ani aveai? 13, 14, 12 ani. Deci, cum s-a întâmplat Logona? Deci, cine a hotărât Logona? Sigur, la început, deci copiii sunt la, au fost împreună, iar după aceea noi am hotărât Logona. Urmând, așa cum a spus și Cuscru, să fie un răgaz de 5 ani, 6 ani în care ei să se cunoască, în care ei să trăiască împreună, iar după care se se face nunta, pentru că așa este corect și așa este bine ca noi părinții să ne dăm acest acord prin acea să facem nunta. Domnul Ceaua, din câte știu, acest lucru se respectă mai ales la familiile bogate, pentru că în satele cu țigani săraci nu mai funcționează acest obicei, asta e clar. Acum vreau să vă spun o problemă. Deci, sau la romii căldărari. Noi romii căldărari suntem poate cei mai conservatori. Uh-huh. Deci dacă nu vorbim de muzicanți, nu vorbim de țiganii de vatră care practic și-au pierdut identitatea prin faptul că nu mai știe să vorbească nici țigănește, nu-și mai păstrează obiceiurile, portul. Singurii care sunt conservatori și care își păstrează tradiția, portul, obiceiurile, au rămas romii căldărari. Acești romi căldărari, în mare parte, ei practică acest ritual pentru că... Mai sunt și gabării. Bine, tot romii căldărari, pentru că și ei tot, și sunt tot căldărari, tot căldărari da, sigur. Și tot în aceeași categorie sunt cu noi, pentru că și ei își păstrează identitatea. Și cred că acest lucru este foarte bine. Să știți că noi, adică eu cel puțin ca lider, nu sunt pentru, nu vreau asimilare. Și vreau doar, vreau ca să noi să ne păstrăm identitatea. Vreau ca noi să rămânem cu obiceiul tradiții, dar sigur să ne integrăm în societate și mai ales în societatea aceasta, pentru că nu se poate să fie în afara societății. Sigur că obiceiurile noastre pe care noi le-am moștenit și pe care le vom continua, bineînțeles că se pot schimba, se pot adapta la noua cerință, pentru că vedeți și chiar și România și-a schimbat codul penal, și-a schimbat legislația. Da, și întrebați-o pe Ana Maria și pe Biriță. Spune-mi, te rog, când ați hotărât voi, deci voi, când ați hotărât că puteți deveni soț și soție, de ați hotărât să faceți și nunta până la urmă? Am înțeles, a fost Logona acum 5 ani, când tu aveai 8 ani, iar Biriță avea 13, dar când ați hotărât să deveniți soț și soție? Când s-a îndeplinit termenul. Uh-huh. Și e un termen care trebuie respectat, nu? Da, neapărat. Și dacă nu erați de acord să faceți nunta la îndeplinirea termenului, sau nu se poate așa ceva? Este obligatoriu să vă căsătoriți dacă s-a terminat, s-a îndeplinit termenul? Nu neapărat, dacă mie sau nu îmi place de mine, deci nu este neapărat. Deci nu este obligatoriu să vă căsătoriți. Deci v-ați plăcut și ați consimțit amândoi să deveniți soț și soție. Iar tu te-ai mutat în casa Mirelui, la Birița acasă, da? Spuneți-mi, pentru că vă întreba mai devreme Mircea Dinescu de avere, ați hotărât împreună cu domnul Ceabă o anumită zestă pentru băiat, pentru fată? Cum stau lucrurile aici? Nu neapărat am hotărât o anumită sumă de bani sau de nu știu ce. Deci a fost plăcerea pentru a putea să împreunăm copiii noștri, văzând și foarte mult că copiii se iubesc. Am încercat ca să fie totul bine, nici de cum pentru bani sau pentru alte avereri. Sigur că asta este un adevăr. Deci bine, acum spun aici că nu ne aude nimeni, taică să voia mai mult. Dar eu i-am dat mai puțin, dar i-am dat fata care... Păi nu, dumneavoastră trebuia să vreți mai mult pentru că ați dat care fata... Care prețuiește mai mult decât averea pe care i-am dat-o. Pentru că fata valorează mult mai mult decât toată averea pe care o am eu la ora actuală. Spuneți-mi, copii, voi, cum priviți tot scandalul care s-a iscat în jurul vostru? Pentru că sunt acuzații foarte grave care s-au adus la adresa părinților, voștri, acuzații care până la urmă vă privești și voi. Ana Maria. Un scandal inutil, absolut inutil. Deci, în loc să ne lase să ne petrecem acum, împreună, să... Ne-au dus pe la poliție, la declarații și tot scandaluri care ne rănesc pe noi, pe părinții noștri. Deci absolut. Am înțeles că trebuia să plecați în luna de miere pe Costa de Azur. Păi și nu mai plecați acum, dacă v-au dus pe la poliție, pe la... Păi s-a anulat toată plecarea. S-a anulat toată plecarea. Până când? Până se rezolvă toate lucrurile. Da,
Dar voi cunoșteați legile statului, pentru că acolo sunt niște lucruri care, într-un fel sau altul, contravin sau ceea ce ați făcut prin această căsătorie, spun autoritățile publice, deci ceea ce ați făcut contravine și încalcă anumite legi. Deci, în afară de căsătoria care a spus că n-a fost o căsătorie. Bun, deci haideți să vedem un pic ceea ce a determinat-o pe doamna Nicholson să provoace acest scandal. Practic, haideți să ne oprim pentru că trebuie să difuzăm publicitatea și după aceea o să lămurim de ce acest scandal. Vom intra în legătură și cu doamna Nicholson. De asemenea, vom intra în direct și cu reprezentanții pentru Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și o să vedeți, o să fie și alte intervenții legate pe această temă și pe acest mare scandal. Dar mai întâi publicitate, vă rog. Vom fi 3 milioane. Vă mulțumim! Credeai că folosind înălbitor îți păstrezi rufele albe ca la început? Uită-te mai bine! Spălare după spălare, noul Bona cu complex de înălbire îți arată noul standard de alb. Convinge-te folosind acest blancometru. Noul Bona, albul absolut. Când pleci la drum, trebuie să ai încredere în motor. Doar un ulei bun îți protejează motorul și îți oferă o presiune constantă în timp. Panther, acum doar 89.000 de lei. O mișcare bună pentru mașina ta. În plus, la 4 litri primești pe loc un cadou. Bonjour. J'ai soif. Vous acceptez ma toile contre une bière? C'est joli, mais... Bon, bah d'accord. Merci. Stella Artois, prețuiește fiecare pahar. Vrei să câștigi 1.000.000 de lei? Ascultă Europa FM, află parola, sună și milionul e al tău. Europa FM e din nou un radio de milioane de lei. Romstal. Microcentrale de apartament începând cu 449 de euro fără TVA. Acum și în rate cu avans zero. Romstal. Vino, vezi, încearcă. Nu, una, două. Eu? Sistemul german de ferestre cu geam termopan. VECA. Investiția care se întoarce la tine.
apă minerală Izvorul Minunilor pe zi pot face minuni pentru sănătatea ta. Izvorul Minunilor Strea de Vale. Câștigi sănătate! Nu ai văzut buletinul meu? Buletinul tău de București l-am văzut mai demult la cinema? L-am văzut mai demult. Am nevoie de el pentru ratele la mașina de spălat. Începând cu 466.000 de lei, rată fixă lunară, poți avea o mașină de spălat Indesit. Altex, cea mai mică dobândă, cele mai mici rate. Acum fără girant. Exact ce căutam! Puternic, dar foarte delicat! Prima gamă antimătrețe care îngrijește părul. Puternic împotriva mătreții, delicat cu părul tău. Acesta este? Evident! Nou de la Nivea, cea mai bună îngrijire, eficiență maximă. Avertisment! Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Continuăm emisiunea din această seară, o ediție specială. O ediție specială, așa cum spuneam, dedicată scandalului legat de nunta fiicei regelui Ciobă. Intrăm în direct cu doamna Gabriela Coman, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopții. Bună seara, doamna Coman. Bună seara, domnul Tucă, și invitaților noastre, bună seara. Ați văzut toate reacțiile din presă, declarațiile și comentariile care s-au făcut pe marginea acestei nunți. Desigur, ați urmărit și prima parte a emisiunii și ați văzut care sunt declarațiile celor doi, care e vorba de Ana Maria Ciobă, prezentă în studio, și Mihai Biriță, precum și declarațiile celor doi părinți, celor doi tați. Este vorba de Florin Ciobă și Mihai, tatăl Mirelui. Cum vede autoritatea ceea ce s-a întâmplat, doamnă? Am ascultat declarațiile invitaților dumneavoastră. Nu mă îndoiesc de faptul că ambii părinți vor binele copiilor lor. Ceea ce ne privește... Nu se aude, doamna Coman. Da, vă rog. Alo, mă auziți? Da, acum vă auzim. Deci am ascultat și eu declarațiile invitaților dumneavoastră, atât ale copiilor cât și ale părinților. N-am nicio îndoială că ambii părinți au dorit și doresc binele copiilor lor. Ceea ce aș vrea eu să spun este modul în care noi privim felul în care drepturile acestor doi copii au fost afectate. Știți de altfel că la Direcția de Protecție a Copilului din Sibiu este în curs o anchetă socială asupra implicării copiilor în acest eveniment. Anchetă socială care se va pronunța asupra felului în care copiii au fost... O secundă, vă rog, doamnă. Vă rog să dați sonorul în boxa din platou, pentru că în căști se aude foarte încet. Puteți să dați sonorul în boxa din platou? Da. Vă rog acum, doamnă. Acum nu cred că vă mai aud eu. Mă auziți? Vă auzim noi. Da, vă aud. Da. Nu știu de unde m-ați auzit. Haideți să o luăm de la capăt. Deci am ascultat declarațiile invitațiilor dumneavoastră. Repet, nu mă îndoiesc de faptul că ambii părinții doresc binele copiilor lor. Eu aș vrea să mă refer la felul în care situația și drepturile acestor doi copii ar fi putut a fi afectate prin felul că ei au fost participanți în acest eveniment care a fost atât de lung mediatizat. Fără să știu rezultatele anchetei sociale care este în curs de derulare la Direcția de Protecție a Copilului din Sibiu și care se va pronunța asupra modului în care evoluția fizică, psihică, intelectuală sau morală a acestor copii a fost afectată prin acest eveniment, eu cred că de la prima vedere evenimentul la care au participat a constituit pentru ei o traumă, un șoc emoțional. Și permiteți-mi să vă spun, domnule Tucă, cu tot respectul pe care îl port profesionalismului dumneavoastră, eu cred că invitându-i aici le repetăm trauma. Deci acești copii au fost, așa cum s-a spus,
interogați, li s-au luat interviuri, au participat la acest eveniment, au făcut o călătorie până aici și acum îi supunem întrebărilor delicate, întrebări care îi pot afecta, chiar dacă ei sunt par liniștiți, îi pot afecta și îi pot tulbura, deci după părerea mea îi retraumatizăm. Și, repet, părerea mea este că locul lor ar fi fost acum acasă, pregătindu-se pentru mâine să meargă la școală și rețin cuvintele Anei Maria, care spune cu oarecare regret că s-a anulat plecarea ei împreună cu Biriță și că ar fi preferat să petreacă împreună. Îi respect dorința, însă părerea noastră este că, având în vedere vârsta lor, cel mai bine era ca ei să fie liniștiți, netraumatizați și pregătiți pentru o nouă zi de școală mâine. Ce pot să zic? Deci, desigur că ceea ce spuneți dumneavoastră este într-un fel adevărat, pentru că ei trebuia să fie lăsați în pace, nu trebuia să fie târâți în acest scandal la procuratură, la poliție, ca doi infractori, doar pentru faptul că se iubesc, doar pentru faptul că sau că doamna spune că trebuiau să fie chemați acolo. Sigur, traumatizați numai aici, nu și la poliție, cum ar veni. Da, deci numai asta ziceam. Deci, eu cred că pentru ei a fost foarte bine venirea lor aici, foarte bună venirea lor aici, pentru că noi vrem ca să arătăm întregii țări că a fost o dorință a copilor, n-au fost forțați, așa cum se vehiculează în mass media, pentru că chiar doamna Emma Nicholson vine cu niște acuzații fără să aibă un fundament clar. Deci, până la proba... Doamna Coma vorbește de traume. Traume, eu nu cred că a fost traumat decât de acei polițiști și de acei oameni care le-au cerut declarații după declarații. Cred că pentru drumul până aici nu cred că le-am pus într-o situație dificilă. Doamnă? Înțeleg ce spuneți, domnule Cioabă. Eu mă refer la trauma pe care au suferit-o acești copii. Doamna Coman, o secundă, da. Aș vrea să adaug ceva, pentru că vorbeați de profesionalism. Eu cred că Autoritatea Națională nu s-a sesizat în alte mii, sute de mii de cazuri care au avut loc în toți acești, să spunem, hai 14 ani, să nu vorbesc înainte de 89. Domnule, deci, tu ca autoritatea și nu numai autoritatea, direcțiile de protecție a copilului în primul rând se sesizează de fiecare dată când există un caz în care un copil este abuzat, indiferent de felul în care este abuzat, un copil este pus în pericol dezvoltarea fizică și morală. O secundă, au avut loc nenumărate căsătorii de acest fel în cadrul Eniei Romilor și nu s-a sesizat niciodată autoritatea pentru protecția copilului. Și mi se pare, doamnă, de ce descoperiți România numai când cineva din afară vă arată cu degetul ce se întâmplă în România? Nu este pentru așa, că domnule, de fiecare dată trebuie să vină cineva din afară să spună: uite, domnule, există pe stradă copii care nu au unde să locuiască și cerisesc pe la metrou. Și imediat guvernul ia măsuri. Vine doamna Nicholson și arată că are loc o căsătorie între minori și vreodată dumneavoastră săriți în sus și vreți să luați măsuri să le faceți dumneavoastră fericirea cu forța. Nu, păi, facem așa, domnule Dinescu. Să știți că noi am lucrat ca specialist. Lăsați-mă să continui. Această poveste e și pe vremea comuniștilor. Domnul Ceabă s-a căsătorit la 13 ani pe vremea comuniștilor. 69. Și după 89 mai de hai să petrece chestia asta. Corect. Eu nu spun că o chestie e bună. Este o poveste pe care trebuie să o discutăm. Și mie mi se pare normal să vin aici să discutăm că e un caz deja de notorietate internațională, nu? Dar faptul că dumneavoastră săriți în sus numai când vine cineva, vine doamna dirigintă și vă comportați ca un elev conștiincios care vă ridicați și vă luați notițe. Stați puțin. Deocamdată este adevărat că noi ne trebuie să ne facem niște... Poate că aveți dreptate numind-o pe doamna Nicholson diriginte, pentru că noi deocamdată suntem niște elevi care mai avem încă de făcut niște teme. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, rugămintea mea este să nu faceți afirmații atât de grave legate de activitatea a mii de tineri asistenți sociali care muncesc pentru că asta le este meseria, nu pentru că le spune cineva din afară. Știu că autoritățile statului, în primul rând cele centrale, nu au o credibilitate în fața dumneavoastră, dar duceți-vă în județe, duceți-vă la centrele de plasament, vedeți ce fac asistenții sociali cu cazurile de acolo, înainte de a acuza și de a ne spune că acționăm numai la părerea celor din afară. Dar nu, eu vreau să acuz, pentru că în România sunt probleme foarte grave legate, nu numai de etnia romă. Sunt copii prin satele românești care n-au mâncat unt. Dacă faceți, vă fac eu...
când o să fac o emisiune, să vă arăt într-un sat din România câți copii de vârstă de 7 ani n-au mâncat niciodată. Bine, asta e altceva. Păi nu, e vorba de protecția copilului. Protecția copilului vine... Câți copii nu au medicamente, câți... E o situație atât de dramatică cu copilul din România, încât ideea că acum și guvernul, și primul ministru, și dumneavoastră, și de, dintr-o dată luați măsuri la nivel național că s-a măritat fiica regelui Cioacă. Nu, nu, ne ocupăm de acești copii de câțiva ani, nu luăm măsuri la nivel național pentru un singur caz. Luăm pentru mii de cazuri, pentru zeci de mii de cazuri de copii din instituție. O să ne ocupăm și de cei din familie și am început să ne ocupăm și de aceștia. Știți că se schimbă sistemul de alocații, tocmai ca să fie ajutate familiile cu copii mulți, familiile sărace. Toate se fac în timp și în ani. Deci nu acționăm la cererea și la presiunea nimănui. Am depus un efort considerabil pentru binele copiilor din România pe anii ăștia, fără să ne spună cineva. Dacă într-adevăr au venit și sugestii din afară, atâta vreme cât au ajutat, au fost binevenite. Da. Din păcate v-am auzit doar eu, v-am auzit doar, doar noi cei care avem căști, pentru că difuzorul ne-a jucat feste. Da, domnul Ceaba. Cred că n-aș vrea ca să nu ia nume de rău, doamna Coman. Dar aș vrea ca să înțelegem un lucru. Cred că protecția copilului ar trebui să se sesizeze și pentru acele tinere care fac trotuarul la vârstă foarte mică, pentru cei care sunt pe autostrăzi. Pentru aceea am văzut că nu ia nicio măsură. Pentru aceea bun, haideți că intrăm într-o cu totul altfel de polemică. Doamna Coman, vreau să vă mai spun în încheiere doar atât. Dacă n-a acuzat nimeni niciun asistent social, dintre aceia de la care făceați referire dumneavoastră, și în completarea celor spuse de Mircea Dinescu, vreau să adaug și eu, doar că dacă nu era vorba de fata regelui Ceabă și nu se dădea atâta atenție acestui caz și nu era mediatizat, cei doi tineri trăiau bine, mersi, după ce deveneau soț și soție și așa mai departe. Așa cum probabil s-a întâmplat în foarte multe alte familii. Aici este problema și acest lucru vreau să vi-l semnalez eu, nimic altceva. N-am vrut să acuz nici autoritatea, nici asistenții sociali care muncesc pentru autoritatea muncesc națională pentru copii, protecția copilului. Atâta tot și nimic altceva. Dacă aveți de spus ceva în încheiere, vă rog. Deci asistenții sociali muncesc pentru copii, nu pentru noi. Și eu cred că oricând este vorba de un abuz sau de un eventual abuz asupra unui copil, autoritățile competente, serviciile specializate ar fi intervenit oricum. De copii abuzați în familie ați avut până acum și au cercetat parchetul, doamna... Înainte de a-i cerceta parchetul, am avut, e adevărat, destule cazuri de copii abuzați în familie care au fost scoși din acel mediu și dus în centre de plasament în regim de urgență, unde au beneficiat de servicii specializate. Au fost, din păcate, pentru că există și abuzuri ale unor copii în familie. Ați avut vreun caz? Poftim? De rom Căldărar. Ați avut vreun caz? Colegii mei de la Direcțiile de Protecție a Copilului nu fac diferențe între un copil de rom sau un copil de român. Ei se sesizează numai când un copil are o nevoie. Pe noi nu ne interesează etnia lui, ne interesează numai dacă are sau nu o nevoie. Vreau să vă întreb dacă ați avut vreodată vreun rom Căldărar, pentru că sigur dacă ați făcut o anchetă socială, ați fost la el acasă, nu? Și ați văzut că e Căldărar, că e lingurar. Nu, problema e alta, iertați-mă, domnișoară. Problema este alta. Da. Ideea că de-au duce pe domnișoara Ana Maria la un cămin de copii e absolut jenantă și ridicolă. Păi duceți, să știți că mulți copii care n-au ce mânca ar vrea să fie la ora asta în căminele de copii. Dar cine v-a spus că Ana Maria va merge la un cămin de copii? Cine v-a spus că Ana Maria... Hai să discutăm o problemă reală, doamnă, o problemă reală legată într-adevăr de destinul. Dacă într-adevăr în secolul 21 mai e posibil să existe o asemenea poveste, pentru că și pe mine mă impresionează faptul că corect, iar după aceea... gentuța ta. Că ai o gentuță, ești măritată, ea scoate puțin geanta aia. Are ai un cățeluș, nu arată cățelușul ăla, că e așa. un păpușică, nu știu. Așa. E clar, mămica proaspăta soției se mai joacă cu ursulețul, cu păpușele. Bun. Bun, vă mulțumim pentru intervenție, doamna Coman. Așa cred și eu că trebuie puse lucrurile. Întâi să discutăm în ce măsură aceste obiceiuri încalcă legea și ce trebuie făcut pentru ca să nu se mai întâmple astfel de lucruri dacă aceste cazuri vin în contradicție cu legea. Vă mulțumesc, doamna Coman. Rămâneți acolo pentru că o să mai avem nevoie de dumneavoastră. O avem la telefon. O avem la telefon în acest moment pe doamna Nicholson, raportorul Parlamentului European pentru România. Bună seara, doamna Nicholson. Ne auziți? Can you hear us?
Bună seara, ne auziți? Good evening. Can you hear us? Bun, până în momentul în care restabiliți legătura sau doamna Nicholson ne aude, o să intrăm într-o nouă legătură, de această dată cu domnul Doru Viorel Ursu, avocat, nașul mirilor și mai ales acum și-au adus aminte foarte mulți că a fost ministru de interne. Bună seara, domnule Ursu! Bună seara! Bună seara! De ce ați acceptat, ar fi prima întrebare, să fiți nașul celor doi? E vorba de Ana Maria Ceabă și Mihai Biriță. Înainte de a fi nașul lor, am fost cel care a stat între jandarmii care apărau pentru a nu fi linșați la Hădăreni, la Bolintin, la celelalte zone de conflict interetnic pe care nimeni din cei care vorbesc acum și aruncă primii cu piatra nu-și mai aduc aminte. Atunci l-am cunoscut pe Ion Cioabă, de atunci a început cunoștința mea cu Florin Cioabă, pentru că am avut nevoie unii de alții. Și nu m-am dus ca să fiu nașul unei nunți cu dar și unei nunți cu vânzare. Și lucrurile sunt mult mai simple și m-am săturat de oceanul ăsta de ipocrizie. Pentru că cei care îi dau primii cu piatra acum sunt de fapt cei care uită un lucru. Doamna Nicholson vorbește despre viol, tot respectul pentru grija dânsei. Dar de unde știe dânsa? Cum își permite să îl înlocuiască pe judecătorul care pe bază de probe va spune că a fost sau nu viol? Iar domnul secretar general al guvernului execută ca un plutonier de companie ordinul majorului, că e mai mare, și la rândul lui transmite ordin soldatului care este la ora actuală justiția română. Și doamna care până acum a vorbit, și ferească Dumnezeu să ajungă copiii ăștia pe mâna ei. Sunteți în direct cu doamna. De ce n-a observat 5 ani logodna, 3 luni pregătirile de nuntă? Vă rog să puneți, pe doamna Coman în legătură cu domnul Ursu. Nu pentru ca să ne distrăm, pentru că acolo nu s-a băut, pentru că acolo nu s-au cântat melodii proaste, pentru că acolo nu s-a vândut un copil. Și am fost acolo pentru că numai apropiindu-ne de ei putem să încercăm să schimbăm obiceiuri. Bun, dar dumneavoastră aș vrea să vă întreb, sunteți de acord cu căsătoria la vârste atât de fragede, domnule Ursu? Este clar că din punctul de vedere al legii române și al legii civile nu se poate vorbi de o căsătorie de drept. Legală. Potrivit codului familiei. Dar Ana Maria și Biriță o vor face la vârsta care trebuie și își vor urma studiile. Și prin generațiile care sunt și urmează vom reuși să schimbăm obiceiurile. Dar lângă ei, împreună cu ei, pot să fiu făcut țigan, pot să fiu jignit, să fiu terfelit pentru că am fost primul care am spus că într-adevăr s-a dus, dar mi-era jenă pentru 5 minute să-și caute toaleta. Și s-au repezit ca niște ulii asupra ei. Atâta ipocrizie. Iar cât despre codul penal putem discuta cu doamna sau cu doamna Nicholson, pentru că întâmplarea face să fie avut profesori de drept, cei mai mari profesori de drept penal ai României. Iar lucrarea mea de doctorat se numește exact Principiile fundamentale ale dreptului penal român. Domnule Ursu, parchetul Curții Supreme de Justiție a informat astăzi printr-un comunicat că, având în vedere aspectele apărute în mass media referitoare la celebrarea căsătoriei dintre Cioaba Ana Maria și Mihai Biriță, ce a avut loc în data de 27 septembrie 2003 în Sibiu, procurorii sibieni au declanșat o anchetă. Astfel, la parchetul tribunalului, la parchetul tribunalului Sibiu, care s-a sesizat din oficiu, a fost înregistrat dosarul numărul 735/2003, având ca obiect comiterea infracțiunii de act sexual cu un minor, prevăzut de articolul 198 aliniatul 1 din Codul Penal, în care efectuează cercetări față de Mihai Biriță. Demersurile autorităților române au fost declanșate ca urmare a unei sesizări făcute de raportorul UE pentru România, baroana Emma Nicholson. Ei, ca să vedeți că deja parchetul o contrazice pe doamna Nicholson, nu mai este viol, este raport sexual cu o minoră. Chestiunea însă este alta. Nu, dar ce facem? Ducem jumate din edilă. Vă întreb că dumneavoastră sunteți avocat. De câte ori s-a autosezizat parchetul sau s-a sezizat vis-a-vis de presă, când presa a arătat câte șpăși au luat în nu știu care minister, câte
buzine s-au vândut pe după colț. De câte ori parchetul, ia că a devenit o problemă națională dacă o fi violat-o copilul ăsta pe iubita lui, pe logonica lui sau nu. E problema noastră națională. Mi se pare o chestie destul dacă de ridicolă. Este o problemă legată de drama ei, dacă e să discutăm problema feministă sau feminină, sau mă rog, așa. Dar ideea că să... asta a devenit problema numărul unu a României acum, mi se pare destul de jenant. Și pentru justiția română, și pentru primul ministru al României, și pentru doamna care se ocupă cu protecția copilului, că slavă Domnului, sunt atâția copii care pot fi, ar trebui să fie protejați la ora asta. Chestia asta de a vrea să-i faci binele cu forța, s-o bagi pe domnișoara, pe prințesa Ana Maria, la un orfelinat, că n-are grijă taicăsul sau logonicul ei, de ea mi se pare de dreptul jenant și o demagogie fără de margini. Numai pentru că doamna Nicholson, care e baronesă, ca și matale nobil, așa, trebuie să amintim că există... Mai mare sunt eu, că ești rege. Matale, ești rege, tocmai, trebuie să o pui la punct. Bine, glumim. Problema este următoarea. Tradiția nobiliară este într-adevăr ca... De multe ori copiii nobilor se căsătoreau fără să se iubească pentru că erau asta interese de... Asta e problema, era plină de dragoste. Așa. E un exemplu, i-am mai spus, al regelui Carol, care a fost obligat de părinți să se căsătorească cu prințesa Elena, fără să aibă niciun chef. O secundă, o avem la telefon pe doamna Nicolson. Nu, era minor, adevărat. Bună seara, doamna Nicolson. Ne auziți? Hello? Vorbește mai tare, tu, te rog. Good evening, can you hear us? Încă o dată. Hello, can you hear us? Hello, is there any English translation? There is an English translation, that's what I'm trying to do. Could you translate if there's anything affecting myself? Okay. Doamna Nicholson, în studio de la București se află Ana Maria Cioabă. I'm sorry, you have to translate after they've said it. It's not possible if you're both shouting at once. Okay. Doamna Nicholson, în studioul de la București se află cei doi, Ana Maria Cioabă și soțul său. La fel, în studio se află domnul Cioabă și la fel tatăl băiatului, Mirelui. În urma discuției de această seară, cei doi tineri spun că s-au căsătorit de bună voie și nesiliți de nimeni. The two children say that they got married because they wanted to. Now, could you give me the question, please, in English? That we have here the two children, Ana Maria and her husband and the two fathers. The two children say that they got married because they wanted to get married. I'm very surprised to learn that you have brought these two children into the studio. This does not seem the best thing for them. Nu mi se pare un lucru cel mai bun lucru pe care îl puteți face. I'm not a social worker. Nu sunt un asistent social. But I hope that the social workers have been asked for their permission before this has happened. Dar sunt curioasă dacă un asistent social a fost întrebat, i s-a cerut voie să se facă acest lucru înainte de a-l face. Otherwise, it sounds suspiciously like further evidence of using these children for the purposes of adults. Altfel, mi se pare o dovadă în plus că folosiți acești copii în scopurile adulților implicați în poveste. In this case, by forcing the children to justify the actions of the adults. În acest caz, anume, copiii justifică acțiunile adulților. And these actions appear to be against Romanian law, and these are Romanian citizens that we are discussing, the adults. Aceste acțiuni par a fi împotriva legilor românești și noi vorbim despre niște cetățeni români. This is not a new law brought in by the European Union. This is a very old law indeed. Nu vorbim despre o lege nouă impusă de Uniunea Europeană, ci despre o lege foarte veche a statului român. The family code has been in law for 30 or more years and article 4 says no boy may get married unless he's 18 and no girl unless she's 16. Legea spune că niciun băiat sub 18 ani și nici o fată sub 16 ani nu se poate căsători. So, I do not support the use of children in this context, in the studio or in the church. These children should be asleep in their own beds, in their own homes or in a safer place,
And they should be going to school in the morning. Nu sunt de acord cu prezența lor în studio și cu modul în care sunt folosiți. Acești copii ar fi trebuit să fie acasă, să doarmă, sau dacă nu acasă, într-un mediu mai sigur, iar mâine ar fi trebuit să meargă la școală. I'm delighted with the response of the government. Sunt foarte încântată de răspunsul pe care l-am primit din partea guvernului. The government shared their concerns with me as well. This is a matter that affects society. Și guvernul și eu suntem la fel de îngrijorați. Este vorba despre drepturile copiilor. Sunt foarte mulțumită că guvernul a luat problema în serios. Thank you very much. Vreau să vă cer scuze pentru faptul că nu vorbesc românește. And that I am still in the European Parliament on the other end of a telephone instead of being with you face to face. Și că nu sunt alături de dumneavoastră, față în față cu dumneavoastră. Mulțumim. Thank you very much. Domnul Ciobă vrea să vă adreseze o întrebare. Mr. Ciobă wants to ask you a question. Bună seara și tot respectul pentru dumneavoastră, doamna Nicholson. Good evening, and I have all respect towards you, Mrs. Nicholson. Sunt și vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru România. Thank you very much for everything that you are doing for Romania. Și ceea ce faceți pentru copiii din România care într-adevăr au nevoie de ajutor. And for what you are doing for the children in Romania that need help. Dar în cazul de față, doamna Nicholson, să știți că este un caz special. But this case is a special one. Pentru că dumneavoastră ați fost dezinformată doar din presă. Because you have been misinformed by the mass media. Presa a denaturat cu totul, căutând senzaționalul în această nuntă. The mass media have been looking for the sensational in this wedding. Doamna Nicholson, sunt o familie de oameni onorabili în România. We are an honorable family. Mai am încă trei copii în afară de Ana Maria. I have three more children. Căsătoriți, care la rândul lor au copii. They are married and they have their own children. Și să nu credeți că eu vreau răul copiilor mei. And I don't want anything bad to happen to my children. Pentru că la copiii mei țin ca la ochii mei din cap. I love my children more than anything. Și nu le-aș face niciun rău niciodată. And I would never do anything to harm them. Chiar dacă în ziarele respective am fost poate catalogat ca un monstru care își ia copilul, îl bate, îl bagă în biserică, îl întoarce tocmai pentru a se căsători forțat. Even if I was presented by the newspaper as a monster that beats his child and obliges him to get married. Vă rog și să așteptați rezultatul anchetei, pentru că mult mai util era ca înainte să se facă o anchetă, să vedeți dacă se confirmă acuzațiile care mi se aduc. Please wait for the results of the investigation. It would have been better for you to wait for these results before to see whether the accusations are pentru că acuzațiile care mi se aduc sunt nefondate și nereale. Because they are unreal and they have no basis. Acest lucru a confirmat ieri chiar și protecția copilului printr-un raport pe care l-a trimis guvernului, cât și poliția. From the child's protection and from the police confirmed this yesterday. În care s-a văzut clar că copiii nu au fost obligați sau maltratați sau forțați. De asemenea, aș vrea să clearly said that the children were not obliged, they were not beaten. Și vreau să vă asigur că nu am venit cu copiii aici ca să îmi justific oarecum fapta, nu. Dimpotrivă, am venit ca să arătăm că nu este real și că a fost dusă în eroare de către mass media. Mulțumesc. I want to assure you that I didn't bring my children here to find excuses for what I did. Așa. I wanted them to tell you that they were not obliged to do what they did and that all that the newspaper said were lies. Vă asigur că sunt alături de familia mea și de copiii mei și am toată grija ca un părinte, sunt în toate și totul ce depinde de mine fac pentru fericirea lor, nu. Mulțumesc, domnule Ciobă. I can assure you that I do everything for my children and for their happiness. Doamna Nicholson, dacă aveți ceva de spus? Do you have anything to say? I have requested a meeting with members of the Roma community.
Am cerut o întâlnire cu membrii comunității romilor. And I look forward to a face-to-face discussion, if that is possible, on my next visit to Romania. Și abia aștept o întâlnire față în față, dacă s-ar putea la următoarea mea vizită în România. But I have noticed that the Roma Member of Parliament in Romania has made a very strong statement indeed. Dar am observat că membrul, reprezentantul romilor în, în Parlament a dat o declarație extrem de puternică. And that, surprisingly, it seems to express the same sort of comments, but with much greater knowledge that I have made. Și care se pare că este pe aceeași lungime de undă cu ceea ce spunem noi, având însă mai multe date decât mine. And other leading members of the Roma community inside and outside of Romania have expressed their absolute dismay at the continuation of this ancient and now unacceptable practice. Și membrii comunității romilor din țară și din afara țării dumneavoastră și-au exprimat uluirea că se mai respectă încă această tradiție atât de veche care nu mai concordă cu realitățile lumii noastre. I am not a judge, I am not a lawyer, I am not a policeman and I am not a social worker. Nu sunt judecător, nu sunt polițist, nu sunt asistent social. But as a voice of the people, an elected member of parliament with 10 to 11 million constituents in my own country and now 480 million in the whole of the European Union, I express concern on behalf of those who are too young to be forced to do the things that it appears have happened. Dar ca membru al Parlamentului sunt uluită că este posibil ca niște copii să fie obligați să facă așa ceva. Vă mulțumim, doamna Nicolson. If the newspapers were all wrong, I will be delighted. M-aș bucura să aflu că ziarele s-au înșelat. Thank you very much. Vă mulțumesc, doamna Nicolson. I remain concerned. Rămân însă îngrijorată. Vă mulțumesc, doamna Nicolson, pentru intervenția în această seară, cu precizarea că noi ne asumăm invitarea celor care sunt în studio, așa cum și dumneavoastră trebuie să vă asumați declarația pe care ați făcut-o, și anume că a fost vorba de un viol în cazul Anei Marie Cioabă. Vă mulțumim, bună seara! Te rog, dacă se poate. Vă rog. Doamna, te pot să vorbesc? Da. Vreau să, deci asta ar fi o onoare pentru noi, ca să avem, să putem să vorbim despre problemele romilor din România. Și aș vrea ca să nu, deci declarația care a fost dată de acel reprezentant al romilor în Parlament, deci nu reprezintă romii. Deci el este român, nu are nicio legătură cu romii. Și dumneavoastră ar trebui să discutați cu societatea civilă, care ar avea de spus foarte multe în legătură cu problema. Domnul Ceaba, s-a întrerupt legătura. Haideți că mai avem două intervenții în direct. Îl avem tot în direct și pe domnul Vasile Ionescu, președintele Federației Organizațiilor Romilor din România. Bună seara, domnule Ionescu! Bună seara și felicitări pentru emisiune. Mulțumesc! Haideți! Nu mai avem timp, vă rog să spuneți ce vreți dumneavoastră în legătură cu acest caz, care este poziția Federației dumneavoastră, vă rog. Deci, noi credem că este o neînțelegere. Avem de-a face cu neamul căldărarilor, care reprezintă cam 5% din populația de romi din România, un grup care a fost nomad până în anii 60, care are propriile sale tradiții, Roman Impernu, și care trebuie să recunoaștem problema reală, trebuie găsite niște programe prin care Ana Maria, să zicem, mai târziu își va căsători copiii la o vârstă de 18 ani. Îmi displace, în schimb, poziția instituțiilor statului român, ca să nu mai spun și declarația violentă a baronesei Nicholson. În fapt, poate că e o chestiune între baroneasă și rege, glumesc firește, dar e evident că trebuia, în plus de asta sau înainte de toate, să aibă în vedere situația specială. Romii din România nu se căsătoresc la vârste fragede. Există, în schimb, grupuri tradiționale, cum ar fi cel al căldărarilor sau al gaborilor și lovarilor, cum s-a spus aici, care au această cutumă care ține, dacă vreți, un rol de drept, cum ar veni, care, firește, trebuie negociat, dar prin programe. Ceea ce ne-a spus Agenția Națională pentru Protecția Copilului este că nu există programe specifice, mai ales pentru neamul căldărarilor, de pildă, care nu sunt toți bogați ca Florin Cioabă, sunt, din potrivă, unii foarte săraci. Dați-o pe doamna Coman în fereastră. Aș putea spune,
Da, vă rog, continuați. Da, doamna Coman, pe care o cunosc încă din 1990 și pentru care am un mare respect, nu face decât să respecte politica guvernamentală, care, după opinia mea, a dus, iată, la asemenea situații. În sensul că dacă 60% din copiii din orfelinate sunt copii romi, e evident că trebuie căutat adevărul în familiile lor. Da? Cred că asta e problema reală și studiile Băncii Mondiale și a PNUD-ului arată că 80% din familiile de romi trăiesc sub limita sărăciei, dar că acei copii, de fapt, suferă. Am văzut primarii în toți acești ani aruncând sute de familii în afara orașului, fără să gândească că acolo sunt copii. Aș vrea să văd un protest al Agenției Naționale de Protecție a Copilului în acest sens. Aș vrea să văd în ce mod pot dânsii să răspundă la afirmația, mă rog, la cercetarea făcută de Banca Mondială, care spune că din 3 copii romi, 2 suferă de foame. Bun, mulțumesc! Cum e cazul Anei Maria? Domnule Ionescu, vă mulțumim mult pentru intervenția din această seară și pentru înțelegere că ați așteptat foarte mult până să intrați în direct, însă vă promit și dumneavoastră, dar și celor care ne urmăresc, că vom avea o ediție, o altă ediție în care să veniți aici să discutăm pe larg această problemă, că înainte de a acuza pe cineva, trebuie să discutăm ce înseamnă tradiția, până unde poate merge ea, cum se poate îndrepta această tradiție, tocmai de asta vorbea și dumneavoastră. Vă mulțumesc, bună seara! Acum, dacă aveți ceva de spus în legătură cu cele care s-au mai spus după intervenția dumneavoastră și aș vrea pe doamna Cuna Coman în fereastră cu domnul Ursu. Rămâneți acolo, domnul Ursu, vă rog. Doamna Coman. Un singur lucru mai am de adăugat. Domnul Vasile Ionescu a comentat faptul că nu există la nivelul autorității programe specifice pentru copiii de romi călderari. La nivelul autorității și al județelor există nenumărate programe pentru toți copiii aflați în dificultate, indiferent de unde provin ei. Aș vrea să-mi încheie intervenția spunând că mai departe de cutumă, de lege, lăsând să se pronunțe Comisia pentru Protecția Copilului de la Sibiu în ședința ei de mâine sau de poimâine, rămân totuși la părerea că acești copii au fost șocați emoțional, au suferit și suferă în continuare, participând la aceste discuții între adulți, o traumă și că, într-un fel sau altul, le este și le-a fost periclitată dezvoltarea normală, având în vedere că, indiferent că au participat la acel eveniment cu un acord al lor, ei sunt minori, n-au discernământ, deci este greu de presupus că își pot exprima o părere asupra unui eveniment la care au participat, convinși fiind de adulți să participe la acel eveniment. Stați că domnul Ursu vrea să intre în dialog cu dumneavoastră. Domnul Ursu... Dialog, pentru că dialogul pare imposibil între cel care citește o lecție și cel care vrea să contribuie la o emisiune cu ceva ca ta. Nu, nici eu nu-mi doream să am dialog cu dumneavoastră, nici eu nu-mi doream. Deci lucrurile sunt mult mai simple. O secundă, domnul Ursu. Noi nu suntem... O secundă, vă rog. Da, acum vă rog. Deci noi nu suntem nici ființe decerebrate și nici viermi și nici neapărat elevi în bancă. Ne putem compara nu numai cei care discutăm acum, îl aveți pe Dinescu, pe domnul Dinescu în dumneavoastră, în titluri universitare, în limbi străine vorbite, poate nu în titluri nobiliare cu doamna baroană. Chestiunea este că dacă s-ar citi nu 197 sau 198 codul penal, ci s-ar ajunge măcar la articolul 18, indice 1, acești profeți sau acești profesori sau diriginți ar trebui să vadă ce înseamnă pericolul social concret al faptei penale. Faptele de acolo se pot discuta exact cum spune legea, legea română pe care o cunoaște mai bine decât doamna Emma Nicholson. O faptă care reprezintă pericol social trebuie avută în vedere potrivit legii române, când la stabilirea în concret a gradului de pericol social se ține seama de modul și mijloacele de săvârșire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum și de persoana și conduita făptuitorului. Din punctul meu de vedere, și de asta am fost acolo, am fost convins că nu este vorba despre săvârșirea unei fapte penale, pentru că în obiceiurile lor, în modul lor de viață, funcție de ceea ce spune legea, nu putem considera că Biriță este un infractor. Vă mulțumesc pentru intervenție. Noi trebuie să fim acolo tocmai pentru ei.
a face să schimbe, să-și modernizeze obiceiurile, dar nu arestând jumate din ei și femeile să stea la ușa pușcăriei să le dea ghiuntă. Vă mulțumim pentru intervenție, domnule Ursu. Doamna Coman, mai aveți 30 de secunde. Încă o dată, uitați-vă la Ana Maria, care are în fața ei o păpușă, domnule avocat. Deci dreptul acestui copil la a fi protejat de participare la un astfel de dialog a fost violat. Îmi mențin părerea. Bun, vă mulțumim, doamna Coman. Bună seara. L-avem la telefon pe domnul Mădălin Voicu. Bună seara, domnule Voicu. Bună seara, domnul Tucă. Nu știu dacă ați apucat să urmăriți ceva din emisiunea noastră. Ați fost invocat și de către doamna Nicholson. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu această nuntă și cu tot evenimentul? Domnul Tucă, eu m-am pronunțat, în general nu îmi place să mă implic sau să mă fac judecător al unor hotărâri, decizii ale unor familii de romi, însă ca reprezentant al acestei etnii și ca om care înțelege foarte bine și emoțional și factic toată situația, cred eu că nu se poate invoca o tradiție sau un obicei, poate sunt niște apucături al unor bresle țigănești, cum este cazul... Deci, care e diferența între tradiție și apucătură? Stați o secundă. Păi, o tradiție și un obicei înseamnă cum să spun, o consemnare a unor, a unor lucruri care sunt unanim agreate și de ursar, și de cocalar, și de rudar, și de bilinar, și de muzican, și de fierar, și de boldeni, și de toată lumea. Dacă domnul Cioabă reprezintă o etnie... Păi stați puțin, fiecare cu obiceiurile lui până la urmă. Păi nu, dar eu vreau pe cine reprezinți, domnul Mădălin? Domnul Cioabă probabil că are o anumită idee sau un anumit comportament vis-a-vis de nomași și căldărari. Dar dumnealui nu poate fi bulimbașe decât la nomași și căldărari, nu rege peste toți țiganii. Nici de cum la muzicanț nu o să fiu niciodată. Nu vă faceți probleme. Dacă dumneavoastră nu cunoașteți lucru elementar, tradiția, domne, pune mâna pe carte și învață tradițiile romilor și după aceea să vorbești. Dar atât ai devenit, nu vrei să te implici, dar ai devenit principalul acuzator. Cum poți dumneata ca lider să acuze așa ceva? Dumneata nu o să fii pentru etnia romă, ne acuzi. Și în problema Craiova e acuzat, și în problema Costești acuz. Până când acuzați, domnul Mădălin? Pe cine domnule Voicu. Dar unde este? O secundă, domnule Cioabă. Domnule Voicu. Domnul Tucă, eu nu vreau să mă cert cu domnul Cioabă, n-am niciun interes să facem un spectacol Haideți. Care să reiasă că se țeapă țiganii între ei. În regulă, spuneți până la capăt ce aveți de spus. Deci vă rog să mă ascultați un minut vă și rog. După aceea puteți continua vă rog. Emisiunea. Vă rog. Eu nu doresc rău acestei etnii, eu nu fac și nu sunt un om care gândesc decât pozitiv anumite situații care, într-adevăr, sunt încă excentrice în rândul etniei romilor, dar care trebuie rezolvate pentru că o aliniere este firească și democrația și probabil și dinamica țării, ca politică vreau să spun, și ca relații interetnice trebuie să devină plauzibilă și în Occident. O secundă, da, vă rog. Atâta timp cât există un personaj ca domnul Cioabă, pe care eu îl consider prieten, însă ca atitudine și ca reacții mi se pare o persoană împotriva cursului firesc al etniei, invocând tradiții și obiceiuri unde o fată de 12 ani care... Păi, domnul Voicu, aceste lucruri nu se întâmplă de alaltări noapte. Da, se întâmplă de 100 de ani în România, domnule. Dar nu trebuie să se mai întâmple, pentru că suntem tot timpul în vizorul unor oameni care sunt normali și noi devenim... Nu, o secundă. Acest lucru se întâmplă de 100 de ani în România, de 1000 de ani. Domnul Tucă, nu trebuie să trăim în feudalism. Nimeni n-a spus asta. Dar nu mai are ce căuta. Domne, până să facă declarația doamna Nicholson, nimeni n-a spus nimic. Televiziunile au filmat zile în șir la jurnale imagini, fără să amintească în vreun fel sau fără să acuze în vreun fel tot ceea ce s-a întâmplat acolo și a trebuit autoritățile statului, parchet, Autoritatea pentru Protecția Copilului, poliție și așa mai departe, instituții ale statului nu s-au sesizat în niciun fel și a trebuit să vină doamna Nicholson să spună acest lucru. În regulă, poate că observația domniei sale din afară e de bun simț, dar hai să discutăm, să facem o dezbatere. Cum se poate schimba această tradiție dacă ea a încălcat an de-a rândul legea? Care este părerea mea? Doamna Nicholson s-a autosesizat din cauza noastră. Mie nu-mi place atitudinea doamnei Nicholson și vreau să spun că nu-mi place atitudinea nimănui care din afară ne tot taxează și ne amendează în tot felul. Dar noi le-am oferit situația asta și eu nu vreau să apăr țiganii
de prostii, eu apăr țiganii de lucruri bune. Și atunci, care este motivul pentru care s-a sesizat doamna Nicholson? Pentru că o fată de 12 ani cu un băiat de 15 ani s-au căsătorit. Este o barbarie și mi se pare penal astfel de lucru. Și care... de ce n-a spus până acum că s-au întâmplat mii de cazuri? De ce acum vi se pare? Pentru că domnul Cioaba a făcut în media o vâlvă atât de mare. Ce, și ce dacă a făcut în media? Păi s-au băut 100 de... Și ce dacă s-au băut? S-au mâncat 60 de porci. Pe cine s-a sesizat? Dacă media a venit și a filmat toată lumea... Vă pare rău că n-ați venit și dumneavoastră la nuntă? Nu, îmi pare rău că Cioba m-a invitat, dar n-am vrut să iau parte la mascarada. Bun, vă mulțumesc pentru intervenție. Vă pare rău, dar lăutar v-am avut destui. Aveam lăutar destui, să știți. Vă mulțumesc. Nu, domnule, mi se pare ipocrizie din partea dumneavoastră că spuneți că e vorba de o barbarie când au avut loc mii de alte barbarii, cu ghilimele de rigoare. Cioaba are pretenție de rege, să fie rege la el în Coteț, nu la noi în Țigănia. Mulțumim pentru intervenție, domnul Voicu. Bună seara. Ai spus foarte bine Țigănia. Domnul Voicu, vreau să spun și eu ceva. Acum doamna Nicholson, doamna de la protecția copilului, plânge de mila prințesei, care destul de vioaie, cam solidă. Mie milă de ăsta micu, care arată mai nenorocit decât prințesa. Am impresia că ea l-a violat, dacă e să fim cinstiți, că el arată mult mai demolat așa și mai. Eu nu cred că, uite-te, dacă face Skanderberg, cred că ea îl dă la Skanderberg. Recunoști că e mai forțoasă ca tine? Da. Pentru ultima dată în această seară. Deci eu cred că dacă te-ai nervat, prințesa te bate. Da. Înainte de a ne lua la revederea noastră, dați-mi voie să dau citire câteva titluri din Jurnalul Național de mâine. Baroneasa își pune șatra în cap, Verhaeghe nu dă garanții României, comisarul european îi se pare ambițioasă data stabilită de autoritățile române pentru încheierea negocierilor cu UE. Anul 2004 nu poate fi garantat pentru încheierea negocierilor, a spus Verhaeghe. De asemenea, tot în Jurnalul Național de mâine puteți citi despre transferul anului în televiziune. Dar citind Jurnalul Național de mâine. Vă mulțumesc pentru participarea în această seară. Sper că vom avea ocazia și așa cum am promis, vom mai face o dezbatere pe această temă, poate chiar săptămâna viitoare. Vă mulțumesc mult pentru participare. Emisiunea noastră se încheie aici. Încerc scuze pentru întârziere. Se poate. Un singur cuvânt. Un cuvânt. Sunt de acord pentru o schimbare, dar nu cu poliția și cu parchetul la ușă. Vă mulțumesc. Schimbarea se face în timp, schimbând mentalitatea. Adevărat. Asta e adevărat și eu cred că trebuie făcută o schimbare, însă aceasta trebuie făcută și discutată cu sinceritate, corect, fără ipocrizie, cu deschidere totală. Și totul e să nu-l bată, cum a spuneam în final. Ana Maria să nu-l bată pe tânărul Biriță. Acasă că a tăcut în loc să ia și el. Vă mulțumesc mult pentru participare, emisiunea noastră se încheie aici, ediția specială. Ne vedem din nou mâine seară la orele 22. Țineți aproape. O parte lapte cu mult calciu și o parte ciocolată delicioasă.